pagina 1008, în versiunea Dumitru Cornelescu a Bibliei, Evanghelia după Luca, capitolul 13, versetul 31 și 32. În aceeași zi au venit câțiva farisei și au zis, bineînțeles că lui Iisus, pleacă și du-te de aici, căci Irod vrea să te omoare. Duceți-vă, le-a zis, le-a răspuns el, și spuneți vulpii acelea, iată, scot draci și săvârșesc vindecări, astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Și ca să fiu sigur că toți rostiți măcar un verset cu voce tare azi, versetul 22 pe display va reapărea și o să-l rostim cu toții, cu gândul că nu-i pentru noi, ci pentru alții. 3, 2 și... Duceți-vă, le-a răspuns el, și spuneți vulpii acele, iată că scot dracii și săvârșesc minuni astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Amin. V-ați calificat, puteți lua loc. Slăvit să fie Domnul! Amin. Am stat la dispoziția Duhului Sfânt să înțeleg care este mesajul pe care trebuie să-l transmit în seara aceasta. Și înainte să fie derulate cântările, după ce am ajuns, bineînțeles, pe care le-am prins, mi-am dat seama că acesta este mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Nu știu că dumneavoastră ați prins unda în care am mers cântările. Cântările repetau ideea că cineva bate și că s-ar prea putea să ajungi la ușă să deschizi când a plecat. Vino azi pe calea vieții, nu mâine. Azi. Pentru că mâine s-ar prea putea să fie prea târziu și o altă cântare se termina chiar așa, ca să nu fie târziu. Suntem într-o biserică penticostală și în mod normal ar trebui să predicăm un pic mai liniștiți, mai despre dragoste, nu? Dar suntem în fața cuvântului și în fața acestui cuvânt suntem egali. Și cuvântul acesta ne obligă să spunem întotdeauna și numai adevărul cuvântului Dumnezeu. Așa că în seara aceasta Duhul Sfânt mă călăuzește să transmit un mesaj intitulat Șanse pierdute. E foarte interesant când ai șansa să-ți iei biletul la tren, reușești să faci check-in online la avion, la bilet, urci pe peron și ești foarte aproape să pui mâna să urci pe treapta întâi și s-o dus. Apuci să intri prin gate-uri, fugi. Te strecori, le spui la sorry, sunt târzeze. Și dintr-o dată realizezi că zice, prea târziu, final call, s-a terminat. Acum mai e cum e dacă n-ai nimic programat unde trebuie să ajungi. Dacă trebuie să ajungi într-un loc fix, dai telefoane, sunt video, explici detalii, nu depinde de mine. Mai ales când există legături și conexiunile între ele se contrazic. Dar nu e nicio problemă, mai există un tren, dacă nu noaptea asta, ziua următoare. Cu mersul trenului, știți cum e, cam întârzie prin România, Doamne Emile de România. A zis amici, n-am auzit? Doamne Emile de România și de toți românii și că veni vorba despre asta, rugați-vă în fiecare zi, pacea să rămână în România. Protecția sângelui lui Iisus Hristos să fie peste țara aceasta. Și îngerii Domnului care sunt așezați la granițele României să-și continue activitatea și să-și învârtă săbile învăpăiate pentru ca țara aceasta să nu fie integrată în război. Porul Domnului strigă amin. Lucrează, Doamne, pentru asta. Ai pierdut o șansă, ai pierdut un tren, e dificil, e interesant, se dau peste cap activități, trebuie să explici, ai pierdut un avion, mai multe activități se dau peste cap. Dar toate trec. Că ți se restituie banii sau nu, că rămâi cu datorii sau nu, nu mai contează așa mult. Cea mai dureroasă pierdere
e să-L pierzi pe Dumnezeu. E să fi avut șansa să fii lângă Dumnezeu. Nu ai fost agnostic, n-ai fost printre musulmani. Nu trăiești în fâșia Gaza. Ești în România, ești în Deva. Ai biserică pe strada ta, în cartierul tău. Ai frecventat o clădire, ai mers într-un loc, ai bătut drumul de acasă până la biserică 10 de ani. Și cea mai dură situație e să trăiești un raport dur și radical. Ai pierdut toate șansele. Să primești ocazia să fii prezent la evanghelizare, să ai ocazia să fii integrat într-un cor, într-o fanfară, într-un grup muzical, să fii prezent la slujirile care se derulează sub asistența Duhului Sfânt, să vină Duhul Sfânt la închinare, să simți prezența Domnului. Eu am simțit prezența Domnului în seara asta. Dumneavoastră a simțit-o? Zic, simt toată inima, slăvit să fie Domnul. Cine l-a simțit pe Domnul, să ridice o mână sus. Domnul e prezent aici, aleluia lui Dumnezeu. Și cea mai mare și cea mai dură situație e să pleci de aici și să existe acest raport în dreptul ființei tale. A ratat toate șansele până la ultima. În seara aceasta nu o să predic despre un bărbat care n-a văzut Biblia. Nu o să transmit un mesaj despre un om care a fost într-o zonă extra ebraică. Un bărbat care, da, nu era neapărat evreu. Era un tetrarh al Galilei. Dar bărbatul acesta s-a întâlnit cu cei mai importanți oameni din vremea lui. Și chiar din toată perioada istorică a Bibliei. Și bărbatul acesta, șansă după șansă, a risipit-o, a ratat-o. I-a dat ignor lui Dumnezeu. Nu i-a păsat de cer, deși avea momente de cercetare adâncă, când începea să-i placă Biblia mai mult decât ziarul și oroscop. Când începea să iubească cartea asta mai mult decât filmele pornografice, mai mult decât, și o să vedem. Ce șanse a ratat Irod Antipa? Despre el vorbim. Pentru că lui a spus Mântuitorul, duceți-vă și spuneți-i ficleanului acela de om care nu poți să-l aseamă în metaforii decât cu o vulpe. Spuneți-i, vorbesc cu el. Șansa numărul unu pe care a ratat-o Irod Antipa a fost șansa de a-i se prezenta adevărul. Când mă duc într-o clădire și când Duhul Sfânt se ridică prin dar profetic și zice, așa vorbește Domnul, bărbate, care ai amante, oprește-te în numele lui Iisus. Mă bucur, nu pentru că există păcat în dreptul unor oameni, ci pentru că Dumnezeu încă mai vorbește. Și pentru că Dumnezeu îl iubește pe acel om. Eram în sudul României și am zis, ascultă-mă tu, bărbate, care umbli cu trei amante, Domnul zice să te oprești și să iei o decizie radicală în seara aceasta, să nu mai faci lucrul acesta niciodată. Ai deja închiriat hotelul pentru următoarele săptămâni în mai multe ocazii. Oprește-te din curvie! N-am reușit să ies din clădire și un bărbat solidoc cu o fetiță de 7 ani în mâna stângă. O, ce milă mi-a fost de fetița aia! S-a uitat în ochii mei de față cu pastorul de acolo din biserică și a zis, pastore Caleb, eu sunt bărbatul cu cele trei amante. Am zis că vin ultima dată la biserică și dacă nu mă descoperă Duhul Sfânt, am pregătită strategia să-mi pun capăt vieții. Și ce am zis? Vă iubește Dumnezeu. Vă iubește Dumnezeu. Pentru că vi s-a prezentat adevărul. Sunt obișnuiți oamenii să-i cocoloșim și să le spunem că-s frumoși și că ei nu mai există pe planetă. Oameni buni, adevărul trebuie să fie prezentat radical. Cuvântul ăsta are putere de eliberare. Când ți se spune adevărul, trebuie să te smerești în fața lui Dumnezeu. În fața acestei cărți, în fața Bibliei, există două atitudini posibile. Ori te enervezi și zici, ai, ce fac lui Caleb în seara asta? Știți că sunt de ăștia? Sunt unii care mai dor noaptea numai unor predici. Și eu zic, slăvit să fie Domnul. Și când se învârt prin pat și 14 ore, mi-a zis cineva, n-am putut dormi din cauza predicii tale. Și am zis, aleluia, înseamnă că te macină cineva. Și ăla e Duhul lui Dumnezeu care îți vorbește. Și când se întoarce de pe o parte de alta, cineva l-atinge și în care posibilitatea să aibă mintea întreagă. Nu-i senil. Nu a ajuns să-și mânce creierii prin droguri și să nu mai gândească normal. E o înturare.
Și când te macină ideea că ți s-a spus adevărul, mă rog Domnului să te macine mai departe, până ajungi în momentul în care zici, da, capitulezi în fața lui Hristos, are Dumnezeu de dreptate, Biblia adevărată, trebuie să-mi pun viața în rânduială, trebuie să mă opresc din păcat. Și cuvântul Domnului și poporul Domnului zice, amin, amin, lucrează Doamne Petroas. Era contemporan cu Ioan Botezătorul și bărbatul ăsta, predicator radical, despre care s-a spus că a închis Vechiul Testament cu stânga și a deschis Noul Testament cu dreapta. Bărbatul care a venit direct și a zis, nu mai trăiți în păcat, nu mai încercați să manipulați îndurarea lui Dumnezeu, nu mai încercați să ziceți, da, noi vrem și noi să ne botezăm, mergem cu valul, ne botezăm deodată cu marea masă de oameni, pentru că e la modă, Domnule, să te botezi. Și în râul Iordan veneau mulți și Duhul profetic din ochii lui Ioan Botezătorul se uita la ei și la unii le zicea, șerpilor ce sunteți, puneți-vă viața în rânduială și începeți să faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Și n-aveți iluzia, tata-i pastor, mama-i prorociță, bunicul-i pastor, bunica nu știu cine. Egal cine-i tata și mama, viața mea trebuie să fie curată. Viața dumitale trebuie să fie curată. Viața fiecăruia dintre noi trebuie să fie curată. Cine crede că amenință să zică amin, amin, ajută-ne Doamne! Știți ce a zis predicatorul Ioan Botezătorul lui Irod Antipa? A intrat direct în biroul lui fără programare prealabilă de audiență și a zis, nu-ți este îngăduit. Există două dimensiuni. O voință suverană a lui Dumnezeu, adică lui Dumnezeu îi place ceea ce faci dumneata când te pocăiești, sau există o voință permisivă, îngăduința lui Dumnezeu. Vreau să cred că războiul din Ucraina nu-i poruncit de Domnul, ci îngăduit de Domnul. Vreau să cred că războiul din fâșia Gaza nu-i poruncit de Domnul, ci îngăduit de Domnul. Și ce bine că Domnul nouă ne-a îngăduit pacea. Îngădui-o, Doamne, nu merităm, dar rămâi cu pacea peste noi și cu prezența Ta. Să ne auzim sirene, să ne auzim panică, să nu trebuiască să ne gândim dacă coborâm sau nu un buncăr sau un beci, să fim în libertate. Marți și miercuri, săptămâna trecută am fost în Ucraina și am văzut ce înseamnă război. N-am intrat într-o zonă de război, dar am simțit emoțiile războiului. N-avem cuvinte să-i mulțumim lui Dumnezeu. Că am intrat pe picioarele noastre în clădire, că am ajuns fără să avem emoții, că n-am parcat mașina cu gândul să nu cumva să cadă o bombă pe ea, că nu suntem în clădire, dacă cumva sună sirenele, să ieșim și să ne adăpostim prin incinta clădirii, că suntem în sănătate, că avem mâncare, avem resurse, avem Biblie, avem pe Hristos. Strig din toată inima, Hristoase, înălțat fie numele Tău! Nu merităm îndurările Tale, Doamne, dar ni le dai ca o avalanșă care ne binecuvintează. Și cu Biserica Betania din Deva strig din toată inima, glorificat să fie Domnul! Și prezența Domnului să rămână peste casele noastre. Nu cumva să irosim harul lui Dumnezeu. Nu cumva să-L bajocorim pe Duhul Harului. Nu cumva să călcăm în picioare sângele lui Iisus Hristos. Bărbatul acesta și-a bătut joc de îndurările Domnului. Vă spuneam că a intrat Ioan Botezătorul în biroul lui și a spus, nu-ți este îngăduit să trăiești în concubinaj. Concubinajul este interzis. Bărbate sau tinere care mai trimiți mesaje unei doamne sau unei domnișoare și tu n-ai niciun gând dacă ești necăsătorit să te căsătorești cu ea, iar dacă ești căsătorit, cum îți permiți? Cum ai tupeul ăsta nerușinat? Să am pace, trăiți frumos ca în timpul zilei. Trăim într-o societate în care oamenii nu mai suportă adevărul. Când le spui că întotdeauna căsătoria trebuie să fie ținută în toată cinstea și că e realizată pe durata vieții. Pe durata vieții. Nu divorțezi pentru că ai scăpat un pahar pe jos. Nu divorțezi din cauza la un șervețel. Nu divorțezi pentru că planurile tale ca domnișoară, ca doamnă, ca femeie nu mai merg în direcția corectă, așa cum zici tu, și nu mai avem sincronizare, ci că intră în post, intră în rugăciune, caută fața lui Dumnezeu și zici, Doamne, stau înaintea Ta până când intervii, până când vii într-un mod supranatural și lucrezi într-un mod aparte. Amin! Amin! Să ne întoarcem la cărările adevărate, biblice! Să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i permis unui bărbat, ascultați-mă ce vă spun direct, nu-i permis unui bărbat să intre în casa unei femei când bărbatul ei nu e acasă. Am ajuns să spun cuvinte directe, n-am ce să fac. Aproape că trebuie să le spun la oameni când să stea într-o casă și când să iasă. Dar n-am nicio problemă, domnule, zice el.
Frate, n-am nicio problemă. Nu trebuie să ai o problemă. Trebuie să nu lași în urmă o imagine care te reflește Evanghelia. În spatele tău sunt oameni care te privesc și care știu că ești pocăit, care știu că ai făcut legământ cu Domnul Iisus Hristos, care știu că l-ai urmat pe Domnul. Nu te întoarce înapoi la ceea ce ai vărsat ca un animal la care nu-i rostesc numele. Aș vrea ca Domnul să aducă cercetare în dreptul fiecare dintre noi, un duc de eliberare la nivelul minții, oameni dependenți de pornografie, oameni dependenți de masturbare, oameni dependenți de păcat, oameni dependenți de stări murdare, să coboare Duhul lui Dumnezeu și orice duc de spurcăciune să plece din locul acesta. Viața noastră să fie curată, să fie curată înaintea lui Dumnezeu. Să predicăm curăția, să trăim curăția și să ajungem în prezența lui Dumnezeu. Nimic spurcat și întinat va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și aș vrea ca toți să fim în prezența Domnului. Nu-ți este îngăduit. Ce-o zis Irod Antipa? Mă, predicatorul ăsta e cam prea dur. Ascultați ce zice cuvântul Domnului despre el, ce a decis. Luca 3:18. Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și dădea încă multe alte îndemnuri. Dar crămăitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. N-asculta gândul diavolului care spune, pune-l pe mut pe ăla. Creează o circunstanță, dă o ambuscadă, creează niște situații în care să-i pătezi imaginea, să-l pui pe mut. Predică prea direct. Tehnologia modernă este folosită de foarte multe ori de diavolul să atace predicatori. Li se creează imagini, li se taie din predici, li se creează tot felul de situații care să-i defaime. Orice preț plătim, mergem înainte. Iubim Evanghelia, predicăm adevărul, îl iubim pe Dumnezeu. Nu ne interesează ce zic oamenii despre noi câtă vreme trăim în curăție, să rămânem cu Domnul, să rămânem cu Domnul. Mă tot cântez la Ioan. Ce-a avut bărbatul ăsta în suflet? Când l-au smuls din mijlocul unei predici, probabil. Nu știu de unde l-au luat. Probabil servea un mic dejun sau un prânz sau la o cine era, nu știu. Dar au intrat mascații în casa lui, dacă era acasă. Și l-au ridicat pe sus și au zis, ești încarcerat pentru că predici adevărul. Ce motiv? Ce fel de vine asta? Să ajungi în pușcărie pentru că predici adevărul. Ioane, renunți? Eu nu renunț. Eu rămân lângă Dumnezeu, indiferent de ce tratament am. Dar ce a zis Irod Antipa? Respir ușurat. Am terminat-o cu predicatorul ăsta și din când în când las că mai lasă, mai transmite câte un mesaj. Dar diavolul e foarte șiret. Și când tu n-asculți adevărul, creează satana circumstanțe prin care să camuflezi adevărul și apoi să-l înăbuși. Să-l asfixiezi, să-l arunci, să nu mai existe. Și Evanghelia după Marcu prezintă această situație atât de clară și zice, extrem de clar, există o mare problemă pentru oamenii aceștia, pentru că ei ce fac? Încep să atace adevărul. Își doresc foarte mult să-l pună pe mut pe Ioan Botezătorul și să nu mai predice adevărul omul ăsta. Culmea, care în momente în care Irod se teme de Ioan, Marcu 6:20 spune așa, chiar 19, Irodiada avea necas pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea, versetul 20, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprigănit și sfânt. Știți de ce se teme diavolul de un om? Când e sfânt. Când trăiește un om în curăție, satana tremură în fața lui. Simte că îl arde neprigănirea.
Sfințenia din tine îl arde pe diavolul, de-aia n-are puterea asupra casei tale. Mă rog ca Domnul să ne ajute să ne păstrăm sfințenia și curăția pe toată durata vieții. Ajută-ne, Doamne! Îl ocrotea, ascultă ce zice Biblia. Și când îl auzea, de multe ori stătea în cumpănă, neștiind ce să facă. Și culmea culmilor e că îl asculta cu plăcere. E în pușcărie, predică tot mai rar. Dar există momente în care cercetează mesajul pe care îl transmite Ioan. Are momente de atingere, zice, da, mă opresc din asta. Nu mai intru pe site-ul cu tare, nu mai trimit mesajul cu tare. Nu mai ajung în zona cu tare. Nu mai intru pe strada acelui hotel unde am comis adulter. Mă opresc. Era cercetat, dar pentru că nu s-a apropiat de cuvântul lui Dumnezeu, se ia o decizie radicală pentru viața lui. Satana îl urmărește, îl urmărește, îl urmărește, îl urmărește. Și odată îi zice, acum e momentul să mă deslănțui, pentru că are toate condițiile, îmi dă toate situațiile favorabile să-mi dau drumul, zice diavolul. Așa că, de ziua lui. De ziua lui Irod Antipa se derulează o zi onomastică. Sunt chemați oamenii cei mai titrați din zonă, boierii de cea mai înaltă calitate, oamenii care au cele mai multe conturi și cele mai groase, oamenii care sunt proeminenți, oameni care au putere financiară, a dat un ospăț norcui, versetul 21 spune, boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei, toată regiunea în mișcare pentru că e ziua lui Irod Antipa. Pentru că e ziua lui, trebuie să fie un ring de dans întins, trebuie să existe niște focuri de lumini, trebuie să existe niște boxe care să miște sala, trebuie să existe un sistem de muzică drăcească și trebuie să existe o fată care dansează. Mă întreabă unii tineri, frate păstor, deci mai tânăr, trebuie să fii mai deschis așa la minte, de ce tu crezi că e păcat să dansezi? Și le dau cazul ăsta. Și apoi le spun, uitați-vă în câtă experiență aveți din viață, când s-a derulat un dans și a fost prezent Domnul în contemporaneitate. Nu vorbim de închinări din Vechiul Testament, că eu nu-l găsesc niciodată pe Petru dansând, n-ați-l găsit? Vi-l imaginați pe ucenicul iubirii dansând? Și nu există în Biblie. Pentru că dacă luați chestiuni din Vechiul Testament, atunci vă rog frumos să veniți cu miel. Da? Și când jerfești mielul și când te realizezi sacrificiile respective, și da, atunci schimbă un pic condițiile închinării. Noi ne închinăm în conformitate cu Noul Testament. Noi credem că sângele lui Iisus Hristos a acoperit și a fost suficient să substituie toate jerfele din Vechiul Testament. Amin? Noi ne închinăm în conformitate cu rânduiala nou testamentară. Cântăm cântări duhovnicești, psalmi, lăudăm pe Domnul, nicăieri nu găsim în Noul Testament un dans, decât aici. Și repercursiuni groaznice. Dansează fata aceasta, creierul îmbibat de alcool al lui Irod Antipa, gândește murdar, curvește mental cu ea și ia decizii total împotriva Bibliei. Fără să se consulte cu Sanhedrimul, cu cei 71 de bătrâni ai lui Israel, cu care trebuia să ia decizii când zi promite că dă jumătate din împărăție, pentru că el avea rol consultativ mai mult decât decizional în regiunea Galilei. Drept dovadă, nu el l-a condamnat la moarte pe Iisus. N-a putut. Și zice, fato, orice îmi ceri, îți dau. Aviz celor ce fac promisiuni fără acoperire biblică. Aviz celor ce se aruncă în valuri și iau decizii fără să se roage. Fără să aibă un moment de meditație sfântă în care să zică, Doamne, ce vrei să fac în aceste momente? El avea alcool la bord, el era imoral, el gândea imoral, el trăia în imoralitate, el era în concubinaj, el avea o condiție nefavorabilă pentru o decizie corectă și toate puse la o direcție satanică, fata nu știe ce să ceară. E prea mică să ia o decizie, dar nu-i prea mică să-și caute un sfătuitor bun. Mare atenție cu cine vă sfătuiți. Mare atenție cui vă spuneți păcatele.
mare atenție, familii, tinere și nu numai, înfrângerile din propriul vostru cămin, cu cine le împărtășiți? Mare atenție cine află, bărbate, despre nevasta ta care are o problemă spirituală. Mare atenție, soră, cine află că bărbatul dumitale are o problemă spirituală? Pentru că s-a dus la o sfătuitoare și la o consilieră spirituală care n-avea nimic cu Dumnezeu, la fel de păcătoasă ca și ea, s-a întors înapoi cu o cerere. Și a zis, vreau pe farfurie să fie, stimate suror, ce să pune pe farfurie? Hai că dumneavoastră gătiți. Mâncare, nu? Păi nu e anormalitate ce-o cerut fata asta? Păi dacă tot a avut o sfătuitoare greșită, nu trebuia să gândească, avea creier. Nu luați decizii în pripă niciodată. Nu luați decizii care sunt împotriva Scripturii și împotriva voinței lui Dumnezeu. De exemplu, în seara asta, decizia pe care trebuie să o iei este să ridici o mână pentru Domnul, să zici, Doamne, Te iubesc. Vreau să intri în inima mea, vreau să-mi ierți păcatele, vreau să mă ajut să mă opresc din păcat. Vreau să trăiesc pentru numele Tău. Zici și făcut, fata e ca un robot semi-inteligent, nici măcar nu prea mai gândește, și cere capul lui Ioan. Vreau să vă imaginați scena. Un călău pune mâna pe clanța celulei, a ușii, din celula de maximă siguranță, de Sfântul Dumnezeu Ioan. Cine credeți că se aștepta Ioan să fie? Păi dacă nu-i chiar Iisus în persoană, să fie măcar un ucenic al Lui. Că i-am trimis vorbă și i-am trimis prin ucenicii mei și am pus să-L întrebe, ești Tu Hristosul? Eu nu mor, a zis Ioan, până când nu vine Hristosul, dacă nu ești Tu. Și Hristos, în loc să scoată piept în față, să zică, da, Eu sunt Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, am putere supranaturale. A zis așa, amintește-ți de Isaia 35, am promis prin Duhul Sfânt, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Și am zis că vine epoca mesianică în care orbi văd, surzi aud, șchiopii umblă și săracilor se predică Evanghelia. Duceți-vă și spuneți-i, atât spun despre mine, în activitatea mea mesianică, derulez minuni supranaturale încât orbii văd. Și pentru asta strigăm, slăvit să fie Domnul! Doamne, mai fă și orbii spirituali să vadă în seara asta! Surzi auzi și cei ce au blocate sistemele auditive spirituale să fie atinse de Duhul lui Dumnezeu! Și să audă Evanghelia și să se nască credința și cuvântul Domnului să aibă autoritate. Și cei ce nu mai pot să vină la biserică și vin doar la evanghelizări, să înceapă să vină și în timpul săptămânii, să primească eliberare. Dacă stai online, să vii la casa Domnului în numele lui Iisus, șchiopule spiritual, să te atingă puterea Evangheliei, să simți eliberare. Șchiopii umblă și indiferent de statut social sau financiar, tuturor li se predică Evanghelia. Cartea asta e pentru toți. Poporul Domnului strigă, amin, slăvit să fie Domnul. N-a intrat un ucenic al lui Iisus. N-a intrat nici Iisus, nici măcar unul genic al lui Ioan. A intrat un călău, care fără milă l-a smuls ca pe o cârpă umană. L-a așezat cu capul pe un buduc și pac, l-a retezat. Unde-i Dumnezeu acum? Întreb. Unde-i Dumnezeu când Sfântul lui moare? Ținut încarcerat pe nedrept. Unde-i Dumnezeu? Tatăl zice, mai am câteva zile din perspectivă umană. Mai sunt doar câțiva ani. Și cel mai drag din univers, propriul meu fiu, nu va muri rapid să nu simtă durerea ca Ioan Botezătorul. Îl vor bate ori în șir, îl vor pune la stâlpul infamiei și îl vor trata ca pe un câine. Niște tauri din Basan vor veni în jurul lui și vor trata omul ăsta ca fiind fără un simț, fără pic de milă, nu-i va interesa nimic despre el. Vor ridica crucea pe care îl vor atârna și va avea un moment dur în ultimele minute de viață în care se va uita spre mine și va zice Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Știți unde e Dumnezeu când suferi? Și când suferi pe nedrept, exact în aceeași poziție în care a fost când și-a lăsat fiul pe Golgota să moară. Dar moartea asta pe noi ne-a eliberat.
Moartea s-a iertat păcatele. Sângele lui are putere de eliberare și strig la Betania, Deva, Iisuse, mulțumim pentru iertarea ta. Mulțumim pentru sângele de mare preț. Mulțumim pentru Evanghelia pe care o avem în contemporaneitate. Mulțumim că o avem în limba noastră, o citim cu ochii noștri. Nu vrem să ratăm șansa aceasta de a ni se prezenta adevărul. Irod Antipa a ratat șansa de a-i se prezenta adevărul. Șansa numărul 2 e tocmai în pasajul pe care l-am citit. Vreau să vă gândiți de unde ați primit de la cea mai mare distanță ultima dată o scrisoare. Ați primit-o din America? Din Australia? Din ce parte a lumii? Bărbatul ăsta a primit o scrisoare direct de la Dumnezeu. Ce face dacă domnul Iohannis ți-a trimis o scrisoare, un e-mail, să nu fie spam, să nu fie, da, fake news, să-ți trimite un e-mail mâine dimineață și să-ți spună că luni la ora 13 te așteaptă în biroul prezidențial ca să serviți masa, că am auzit că este un restaurant prezidențial în București. Ce zici? Ai merge? Eu dacă stau la masă cu președintele, aș spune că dacă consum alcool, eu nu stau cu el la masă. Ce ziceți? N-ar fi corect. Contează că e președinte. Respect, dar nu... Da? Ați prins ideea. Cea mai importantă persoană din univers nu îi trimite un e-mail. Îi trimite niște bodyguards, lăsați-mă să actualizez, care vin cu o scrisoare și scrisoarea este extrem de importantă. Ascultați ce zice Iisus, versetul 32. Duceți-vă. Știți că cuvântul ăsta sau expresia asta, duceți-vă, este de aceeași putere spirituală, exact ca acel duceți-vă din Matei 28 cu 20 și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, de la 19 începând, știți? Știți că aceeași capacitate spirituală, când Iisus Hristos a zis ucenicilor lui, duceți-vă și faceți ucenici. E același expeditor. E același Iisus care vorbește. Iisus n-a zis în bajocură, duceți-vă așa, hai că vreau să vă fac aici, să plecați de lângă mine. Nu. Când i-a zis Iisus oamenilor care au venit cu informația aceasta, câțiva farisei, și au zis, pleacă și du-te de aici, căci Irod, e vorba de Irod Antipa, vrea să te omoare. Știți ce a zis Iisus lor? Ce le-a zis? Duceți-vă la el. Și vreau să vă spun ceva. Luca 13 cu 32. Spuneți-i, iată că scot dragi. De ce i-a zis că scot dragi? Nu cumva avea niște dragi în el? Avea cam mulți. Pentru că orice păcat pe care îl comiți azi aduce un demon care se instalează în trupul tău, în mintea ta, în sufletul tău, dacă tu trăiești în păcatul ăla. De-aia nu e ușor să scapi de anumite predispoziții și dependențe. De-aia un băiat nu poate reuși singur să iasă de sub puterea drogurilor, pentru că există un demon al drogurilor, al cocainei, al marihuanei. Există un demon care stă acolo și se instalează. Îi preia funcțiile creierului, nu mai gândește normal. În stare să-și omoare apropiații, să facă bani ca să aibă nevoia aia să împlinească consumul de droguri. Scot dragi și săvârșesc vindecări. Și mai încolo să vedem imediat, o cerut să vadă vindecări, dar prea târziu. Iisus i-a zis, vreau să vezi vindecări, dar fii atent, pentru tine scot dragi și vindec oameni. Astăzi, mâine și mai există o zi, pentru tine a treia zi, termin. Mântuitorul i-a spus, ai șansa să primești o scrisoare din cer. Ai șansa să ți se spună câtă vreme mai vreau să derulez minuni în dreptul ființei tale. Irod Antipa, fii foarte atent. Ai șansa aceasta să vezi cum demonii ies afară din oameni. Ai șansa aceasta ca marele nazarenian, Galileanul Iisus Hristos, să intre pe strada ta și să vindece oamenii bolnavi, unii din naștere. Dar ai grijă! Nu rata șansa asta. Pentru că șansa e limitată pentru tine. Mai există doar 3 zile care scot dragi, vindec boli
Și a treia zi termin. Toți acceptăm realitatea că după cele trei zile Iisus a continuat să facă minuni. Iisus a continuat să scoată demoni. Dar nu și în dreptul lui Irod Antipa. Avem o scrisoare care este fascinantă. O scrisoare venită din cer. Pentru cartea asta unii oameni au plătit cu viață. Vremea comunistă erau smulse Bibliile de la creștini autentici și aruncate în cuptoare încinse, în foc. Și când o Biblie era capturată și smulsă de la un pocăit, intrau 10.000 de Biblii prin granițe, fără explicații. Pentru că pentru cartea asta s-a luptat Dumnezeu din cer. Cartea asta a ținut-o Dumnezeu. O avem acasă, o avem pe telefon, o avem pe smartphone, o avem pe televizor, o avem peste toate, avem peste tot Biblia. O, cât de tare vom fi judecați dacă nu citim cartea asta. Dacă nu luăm pasaje din cartea asta, să le memorăm, să le imagazinăm în creier și când vine diavolul cu un duc de frică să spunem, nu mi-este frică, Iisus Hristos este cu mine. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Tu ești cu mine. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Nu contează că vine cancerul, falimentul, căderea, frica, anxietatea, atacuri de panică. Iisus Hristos este cu tine. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Ai încheiat legământ cu Domnul Iisus Hristos și ți-a promis că pe toată durata vieții tale va fi cu tine. În greu, în faliment, în cădere, în depresie, în descurajare, în atacuri demonice, Iisus Hristos este cu noi. Cine crede ca mine să zic amin. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Nu te mai întoi de prezența lui Dumnezeu. Dar nu cumva să ratezi șansa în care Iisus e prezent. Azi, mâine și a treia zi. A ratat șansa de a primi corect o scrisoare din cer. I-a fost așa lehamite de Dumnezeu. Dispăreți voi cu scrisorile voastre fanatici religios. Ce sunteți voi? Aveți obloane de cal, numai așa vedeți. Numai cum scrie în Biblie. Dar nu vedeți că s-a modernizat lumea, zice că de unul? Să se modernizeze orice, modernizați-vă mașinile, schimbați-vă acoperișurile la casă, cumpărați-vă ce vreți. Nu încercați să modernizați cartea asta. Cartea asta rămâne unică în univers. E scrisoarea lui Dumnezeu. Nu încercați să o modificați. E cuvântul autentic al lui Dumnezeu. După cartea asta va judeca Dumnezeu lumea. După cartea asta va învia Iisus Hristos morții care au plecat la cele eterne. Pe noi care vom fi în viață, dacă vom prinde răpirea, vom fi îmbrăcați în trupuri de slavă și vom zbura ca niște porumbei înspre porumbarul nostru. Cartea asta are prioritate în univers. N-are voie să fie modificată. Trăim într-o societate în care se încearcă să se arunce Biblia la coșul de gunoi. Întâlnesc tot mai mulți oameni care vin și îmi spun: pastore, frate, hai nu fi chiar așa. M-a întâlnit la un moment dat un domn, că dacă i-aș zice frate, aș minți, și mi-a zis: ce ai avut cu băiețelul meu că are părul un pic mai lung? Așa. A zis, nu sunteți membru într-o biserică. Oricum nu o să vă spun cine ar fi. Și zice, păi stai un pic, stai. 1 Corinteni 11, partea aia cu este o rușine pentru un băiat să poarte părul lung, e pentru romanii. Nu e pentru noi creștinii. Și zice, păi domnule, cu tot respectul pe care vi le port, în cazul ăsta dumneavoastră trebuie să intrați la 1 Corinteni 11, să luați pagina aia și să o rupeți. Dacă nu-i pentru noi, ce rău stare să avem cu noi? Dar aveți mare grijă că înainte de a o rupe, citiți că un pic mai jos, pe la 16-17 jos versete, vorbește despre cina Domnului. La cina Domnului participați? Și eu zic, da, normal. În următorii ani se va da o luptă acerbă pentru ca această carte să nu fie crezută cum e scrisă. Vor veni tot felul de specialiști și vor spune, asta era în paranteză, e chiar pentru noi. Pentru cu tare context, interpretați-o conform situațiilor din vremea aceea. Eu sunt, iertați-mă, sunt doctor în teologie. Adică nu credeți absurditatea că eu nu citesc sau că nu cunosc hermeneutică. Cât cunosc, nu contează asta. Dar vreau să vă spun ceva, Biblia rămâne Biblie. Cartea asta rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Tu cartea asta trebuie să fim în stare să murim.
Cartea asta trebuie să o iubim mai mult decât orice altă carte. Cartea asta trebuie să fie respirația noastră. Pentru asta trebuie să trăim în fiecare dimineață, în fiecare seară. Pentru cartea asta trebuie să fim gata să intrăm în pușcărie. Pentru cartea asta putem fi împușcați la un moment dat, dar cartea asta trebuie să fie cea mai importantă pentru noi. Cine crede ca mine să facă un semn cu mâna ridicată? Aleluia, Doamne, ajută-ne! Iubește scrisoarea venită din cer. Respect-o. În ultimul rând cu care închei, e ultimul episod în care Irod acum chiar se întâlnește fizic cu Iisus. E prima dată când se întâlnește fizic cu Iisus și e prima dată când parcă e fascinant. Își dorește să se întâmple ceva de nedescris, uluitor. Un fel de show, cum doresc unii creștini, doar show, fără schimbarea vieții. Când a aflat Pilat că este galilean Iisus, l-a redirecționat și a zis, du-te acolo. Știți care e marea minune? Versetul 7 spune așa. Când a aflat că este sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care, Luca 23:7, minune, minune, Irod era exact în zilele acelea în Ierusalim. Nu-i minunea asta? E minune. El nu locuia în Ierusalim. El era delegat din partea Imperiului Roman să guverneze, să fie tetrarhul acestei regiuni numite Galileea. Și o minune mare. Exact în zilele alea are vizita programată. În zilele acelea, Iisus e prins în complotul de judecată. Uitați-vă ce se întâmplă mai departe. Versetul 8 spune, Irod când a văzut pe Iisus. Natalia, a văzut vreodată pe Iisus? Veniți pe dumneavoastră, am văzut un apus de soare fascinant. Știți ce mi-a zis Iisus? Știi că-s acolo? Știi că vine o zi în care o să răsar peste bolta vieții tale și veselica viței din graj, pentru că soarele neprihănirii va apărea. Așteptați ziua aceea, îl iubiți pe Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Îl dorea să-l vadă, l-a văzut fizic. Și uitați-vă că nu-i suficient să te bucuri foarte mult când îl vezi pe Iisus. Și s-a bucurat foarte mult. Nu-i suficient să-ți dorești de multă vreme să-l vezi, căci de mult dorea să-l vadă și nu-i suficient să auzi despre el din pricina celor auzite despre el. Și nu-i suficient să ai speranța că atunci când ești tu prezent la evanghelizare, ridică-ți clopul în picioare, Domnul, și-l vindecă. Nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. Nu-i suficient să vrei minuni. Versetul 9 este înfiorător. Irod Antipa i-a pus multe întrebări lui Iisus. Dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Cu alte evanghelie zice, nu i-a răspuns nici un cuvânt. Iisuse, tu nu ești cel mai mare evanghelist al Universului? Tu n-ai parcurs cea mai lungă distanță să vii la evanghelizare? Ai venit din cer pe pământ? Ba da. Nu ți-ai dorit să fie omul cel mai important din regiunea unde tu locuiești? Nu ți-ai dorit să fie prezent la evanghelizare? Nu-i doar primarul, e tetrarhul, e ca și cu un fel de prim-ministru președinte. Nu-i spui nimic. În al treilea rând, bărbatul acesta, Irod Antipa, a ratat șansa de a se prăbuși înaintea lui Iisus. Știți ce cred că ar fi trebuit să facă? Ar fi trebuit să spună, îmi dau jos haina de rege. Mă cobor de pe tron și vin în fața ta. Îți dau ție locul de tron, că tu meriți, tu ești regele. Și trebuie să-i spună, Iisuse, nu contează câte ore o să stau aici. Dar eu nu plec de aici până când nu faci o minune pentru sufletul meu. O femeie de origine sirofeniciană n-avea drept direct din perspectivă ebraică. Nu merita să intre direct la Iisus Hristos. A venit așa, într-un mod extrem de panicată, fricoasă. Era femeie cananeancă, spune Matei 15. Și de la distanță a strigat și a zis, ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fica mea e muncită rău. O, are așa momente în care mai derapează. Nu, e muncită rău de un drac. Păta sinceră ești, mă, femeie.
Tu nu te temi că apar la știri? Că pe prima pagină a celui mai titrat ziar apare vorba despre tine. Cum zice asta despre fiica ta? Da, eu sunt corectă, zice femeia asta. Dacă e un demon, e un demon. Cum o tratezi, Iisuse? Versetul 23 spune el, Iisus, nu a răspuns nici un cuvânt. Nu vi se pare că la fel i-a tratat Iisus? Ce faci, femeie? Păi dacă n-are bun simț galileanul ăsta, bărbatul ăsta de 30 ceva de ani, măcar să-mi dea respect că e femeie, să mă salute măcar. Dacă n-are nici măcar codul bun de romaniere, lăsați-l în pace pe Iisus Hristos, hai, lăsați-mă cu el, putea să zică femeia azi. Ucenicii s-au apropiat de Iisus și a zis, Iisuse, dă-i drumul, că strigă după noi, sărați. O crezut că strigă după ei, ea nu striga după ei, ea striga după Iisus. Că dacă am venit în seara asta la biserică, n-am venit pentru oameni, am venit pentru Domnul Iisus Hristos. Pe Iisus îl iubim, pe Iisus îl înălțăm, pe Iisus îl glorificăm, pe Iisus îl cântăm, pe Iisus îl vrem. Doamne, intră în inimile noastre și atinge-ne viața. Iisus nu a răspuns nimic? Drept răspuns, Iisus a zis. Când răspunde, are un răspuns înfiorător de dur. Eu nu. Ce nu i-o trântit la femeia asta în față. Nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Și nu mai zic nimic. Cum reacționezi, femeie? Versetul 25 spune, dar ea i s-a închinat. Deci e secret mare. Femeia asta a zis, nu merit, nu pot, n-am favoarea ta, n-am pretenții, sunt din zona aceea de nord, spre vest, sirofeniciană, sunt într-o zonă defavorizată, n-am avut Tora, n-am avut Pentateuch, n-am avut preos la noi acasă, pe strada noastră n-a curs sânge de miei jertfiți, n-am avut nimic. Dar vreau să spun ceva, chiar dacă acum, în ultima mea cerință, în disperarea vieții mele, tu îmi spui nu. Uite, vreau să mă uit la tine și să spun, Doamne, înălțat fie numele Tău. Eu continui să rămân la picioarele Tale și mă închin în prezența Ta. Nu-mi rezolv cazul, nu-mi vindeci boala, nu-mi atingi pruncii, nicio problemă. Nu mă opresc din frecvența la biserică. Eu nu vin la biserică să primesc bani. Eu nu vin la biserică să fiu favoare. Eu nu vin la biserică Domnul să rezolve situațiile mele financiare. Eu nu vin la biserică să fiu vindecat. Eu vin la închinare, zice femeia asta, să mă închin Ție. Pe tine te iubesc. O, de s-ar fi prăbușit și Irod Antipa să-i se închine lui Iisus. Și ascultați ce zice. I s-a închinat zicând, Doamne, Tu rămâi Domnul vieții mele când nu-mi răspunzi. Tu rămâi Domnul vieții mele când nevasta nu mi se vindecă. Tu rămâi Domnul vieții mele când nu-mi dai copii. Tu rămâi Domnul vieții mele când n-am răspuns favorabil la situațiile mele. Când oamenii din jurul meu mă calomnează. Tu rămâi Domnul. Tu ești regele regilor. Dumnezeu rămâne pe tron. Egal că e război în Ucraina, egal că sunt atacuri în fâșia Gaza, Hristos rămâne pe tron. Rămâne pe tron. Rămâne pe tron. Înălțat să fie numele Lui. Să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, când n-ai răspuns la cererile Tale și să continui să-i spui, rămân aplecat la picioarele Tale și te rog ceva, ajută-mi, eu nu mă duc la altcineva. Eu nu apelez la clar văzătoare, eu nu dau telefoane la vrăjitoare de pe internet când nu-mi răspunde Duhul Sfânt prin dar profetic sau prin Biblie sau prin rugăciune, eu nu caut soluții umane, eu rămân cu Domnul, ajută-ne Doamne pe toți. Iisus răspunde, dar el i-a zis, al doilea nu. Bă, frate, al doilea nu. Nu este bine, opa, să iei pâinea copiilor și să o arunci, da? Extraordinar, Domnule. Ce mai jignit putea să zică femeia asta. Sunt oameni care spun, nu mai vin la biserică pentru că m-o jignit nu știu cine. M-au tratat nu știu cum. Eu nu mai vin la biserică. Există părinți care vin și spun, copiii mei nu mai vin la biserică pentru că l-au jignit nu știu cine. Stați cu minți. Reveniți-vă, vă rog. Când îl iubești pe Iisus, că trebuie să fii în mâini, în cap, în frunte, în coate și în genunchi, tu nu părăsești adunarea. Tu îl cauți pe Iisus cu toată puterea ta. Tu nu renunți la Dumnezeu.
Tu nu-L lauzi pe Domnul doar într-un anumit stil și zici, Doamne, nu-i stilul meu de închinare, mă duc în altă parte. Nu! Tu-L iubești pe Iisus, nu un stil anume. Tu-L iubești pe Iisus. Iisus, 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 ajută-ne, Doamne. Nu este bine. Și ce zice femeia asta? 27 verset. Da! Doamne! După ce îi se închină lui Dumnezeu și oferă suveranitatea, protecția, măreția, zice, da, Doamne, Tu ești în controlul universului. Acum se pleacă și zice, da, ai dreptate. Se dai dreptate lui Dumnezeu când răspunsul lui nu ți este favorabil. Și a zice, dar, Tu știi bine, Doamne, că atunci când stau niște copii la masă, într-o ogradă și într-o gospodărie, mai sunt și niște căței, adevărat? Dar amintește-ți că atunci când copilul nu e atent, că e mic și rupe o fărâmă din pâine, îi pică pe masă și cu cotul de jos și cățelul nu se uită care e praf pe ea. Îl interesează să fie fărâma din pâinea stăpânului. Și căței mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Femeia asta a zis, orice tratament îmi dai, eu de aici nu plec până când nu mă atingi. Aleluia! Slăvit să fie numele Domnului! Femeia asta a zis, n-am pretenția unei pâini mari. N-am pretenția să fie pâine caldă, să fie moale, să fie potrivită, să aibă conținutul biologic și chimic care mi se potrivește mie. Nu vreau să fie bio pâinea, n-am pretenții. Mă interesează când cade o fărâmă să stau aici lângă Tine, Iisuse, și să mă atingi din când în când. Nu merit ca alții, nu pot ca alții, dar Te vreau pe Tine. Aleluia! Iisus Hristos a zis, o, femeie, mare e credința ta, fică, să fii vindecată, să fie eliberată. Facă-ți-se după cum voiești și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Aleluia, Domnul Iisus Hristos! Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Aleluia, Domnului! Suntem într-o seară de evanghelizare. Simți să facem o rugăciune dacă se poate. Vă invit să vă ridicați. Simți să stai cu ochii închiși și să spui Domnului, Doamne, ai milă de casa mea. Ai milă de sufletul meu, ai milă de viața mea, Doamne. Nu cumva să ratez șanse după șanse, evanghelizări după evanghelizări, momente după momente în care Duhul Domnului te-a atins, în care sângele lui Iisus Hristos a arătat că are o pătură eliberatoare peste casa ta. Nu merităm pacea din România, repet. Suntem în pace, suntem în libertate, nu sună sirenele. Avem binecuvântare unei Biblii care să o deschidem. Putem să vedem cu ochii noștri proprii sau cu ochelari, nu contează, dar putem să primim Biblia, e scrisoarea lui Dumnezeu. La evanghelizare în seara asta nu rata șansa de a primi scrisoarea din cer. Și nu uita, prosterne-te în fața lui Dumnezeu. Femeia aceasta se va ridica în ziua judecății și va spune, n-am fost ca tine, n-am fost prezentă la evanghelizare. În casa unde eram eu nu s-au cântat cântări să mă atingă Duhul lui Dumnezeu prin cântare. N-au fost mesaje biblice și n-am primit nimic favorabil. Am primit nu după nu, dar n-am plecat de acolo până când nu m-a atins Duhul lui Dumnezeu. Bret cantere menovera adis. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Aleluia sângelui vărsat la calvar. Glorie Domnului care și astăzi eliberează și astăzi vindecă. Ești în acea perioadă în care azi și mâine lucrezi. Ai încă îndurare, ai încă har. Șansele Domnului Iisus sunt epuizate încă. Ai grijă că sunt epuizabile, dar nu s-au epuizat. Harul Domnului se împrăște prin cântări din fanfară, din cor, din solo. Simți prezența Domnului. Auzi Evanghelia cum înconjoară planeta. Intră pe Zoom, intră pe online, intră peste tot și Evanghelia ajunge până la tine. Nu rata șansa aceasta. Aș vrea să fac o chemare. Dacă este cineva aici prezent care vrea să-i spună Domnului Iisus Hristos, încă nu sunt mântuit, Doamne. Încă n-am o relație personală cu Tine, Doamne. Vreau să Te chem ca Domn și Mântuitor în viața mea. Ai minim 14 ani, nu rata șansa acestei serii. N-ai garanția că prinzi mâine seara la evanghelizare. N-ai garanția că prinzi zilele următoare. Este seara ta, este seara mea, este seara binecuvântării Domnului, în care simt că puterea Domnului se prezentă aici să te atingă într-un mod supranatural. Ia o decizie, primește pe
Iisus, primește-L pe Iisus. Spune, Doamne, de aici nu plec până nu mă atingi, până când nu-mi ierți păcatele, Doamne, până când nu-mi dai putere să mă zbul din starea mea veche. Dacă este cineva aici prezent care încă n-are legământ cu Domnul Iisus Hristos, are minim 14 ani și vrea să-și predea viața Domnului Iisus Hristos, să facă un semn cu mână dreaptă ridicată. Dumnezeu e prezent aici. Este prezent aici pentru viața ta, pentru eliberarea ta. Dumnezeu să te atingă. Aleluia, Domnul Iisus Hristos. Mai sunt și alții, zice Domnul. Domnul să vă atingă acolo la balcon. Domnul să vă atingă și în spate. Domnul să vă atingă. Domnul să vă atingă dacă mai este cineva. Duhul Domnului trece printre bănci în seara aceasta. Simt o cercetare deosebită. Iroade Antipa, nu rata șansa vieții tale. Nu știu a câtea oră vii la evanghelizare. Poate e ultima ta seară. E seara eliberării. Mă îndrept spre noi pocăiții care ne-am botezat, dar care ne-am obișnuit cu Dumnezeu, cu Biblia, cu cer, cu închinare, cu rai, cu evanghelie, cu biserică, cu tot ce se întâmplă în casa Domnului. Și nu recunoaștem îndurările Domnului. Ucrainienii, românii, înainte să vină războiul, mergeau puțin la biserică. Sunt tixite clădirile acum în prima războiului. O, Doamne, ai milă de noi. Ai milă de viețile noastre. Ai milă de sufletele noastre. Dacă sunt frați și surori care au încheiat legământ cu Domnul Iisus Hristos, poate au fost și botezați cu Duhul Sfânt, dar de o vreme au coborât pe trepte spirituale tot mai jos. Și în seara asta vreau să-i spune Domnului, Doamne, mă rededic în seara aceasta ție, Doamne. Vreau să trăiesc, Doamne, nu doar să viețuiesc, Doamne. Nu vreau să am un trai de pe o zi pe alta din perspectiva spirituală. Nu vreau din groapă în groapă. Vreau din putere în putere în numele Tău. Vreau să aduc oameni la Evanghelie. Vreau să fie salvați oameni din flăcările iadului. Prin traiul meu, prin viața mea, prin modul în care trăiesc. Vreau oamenii să fie mântuiți, pocăiții care se ridică Domnului, ridică o mână stângă înaintea lui Dumnezeu. Uită-te, Doamne, la mâinile care se ridică, aleluia. Intră în cercetare, adu-i eliberare, Doamne. Rupe legăturile, Doamne. Simt că în momentul acesta cad lanțuri. Sunt tăiate legăturile cu păcatul. Ripet kentarama navigaraias. Există putere în numele lui Iisus. Există putere de eliberare. Aș vrea să te rogi în rugăciunea asta cum te-ai rugat niciodată. Să strigi după mila lui Dumnezeu. Să te proșterni în fața Domnului ca femeia aceea de origine sirofeniciană. Să spui, Doamne, nu plec de la Betania până nu simt mâna Ta întinsă peste casa mea, peste pruncii mei, peste familia mea, peste viața mea din trecut. Iartă, eliberează, vindecă, restaurează, Doamne, în seara aceasta. Cu toți intrăm în rugăciune și Domnul prezent aici. Simt cum eliberează, simt cum vindecă, simt cum restaurează, simt cum smulge din depresie. Ripet canteras, gândurile suicidale sunt spulberate în numele lui Iisus. Există putere, există putere în sângele vărsat la calvar. Cu toții ne rugăm cu credință.